Iar dolarul a depășit 5 lei și a ajuns la cel mai mare nivel din istorie. BNR a cotat astăzi moneda americană la 5 lei și 01 bani. Colegul nostru, Alex Vlădescu, realizator în camere, toate datele, să-l ascultăm. Bună seara, avem cel mai puternic dolar din istorie. Acesta a spart bariera psihologică de 5 lei și a ajuns la 5,01 lei potrivit cotației făcute astăzi de către Banca Centrală. La doar o zi este această creștere istorică pentru dolarul american, la doar o zi după ce Vladimir Putin a anunțat că strigă mobilizarea parțială în Rusia. Euro a rămas astăzi cotat la 4,94 lei potrivit Băncii Centrale, iar specialiștii se așteaptă ca în perioada următoare moneda europeană să tot piardă teren în fața dolarului american, tocmai din cauza faptului că există o neîncredere a investitorilor în această perioadă, ca urmare a anunțurilor venite dinspre Rusia. Pe de altă parte, știm că aprecierea dolarului din prezent ar putea avea efecte mult mai dure pentru economie. De fiecare dată când crește dolarul american, se scumpesc motorina și benzina, pentru că petrolul vine mare parte din America. Deci, o regulă ar fi ca atunci când crește dolarul să se scumpească și carburanții. Acum, rămâne de văzut ce alte efecte vor fi în economie în zilele următoare. Mulțumim mult, Alex Vlădescu. Încercăm să aflăm despre aceste efecte de la domnul Adrian Negrescu, analist economic. Bună seara, domnule Negrescu! Bună seara, bine v-am găsit! Cu ce efecte ne vom confrunta așadar? Păi pe lângă creșterea prețului la carburanți, pentru că da, sunt cotate în dolari aceste mărfuri, da? Ne vom trezi probabil și cu haine, produse alimentare, produse nealimentare, electronice mai scumpe, pentru că noi aducem foarte multe astfel de produse din China și le aducem pe dolari. Deci tot ce înseamnă importuri în dolari se vor scumpi în perioada următoare. Dar lucrurile s-ar putea să nu arate chiar atât de rău. În momentul de față, dolarul e la această cotație din cauza emoției generate de anunțul lui Putin de ieri privind escaladarea conflictului. În perioada următoare s-ar putea ca lucrurile să se nuanțeze și să se liniștească, pentru că nici americanii nu-și doresc un dolar atât de puternic în condițiile în care la nivel internațional și pe ei dezavantajează în exporturile pe care le fac. S-ar putea pe de altă parte ca și Uniunea Europeană să susțină euro, Banca Centrală Europeană să crească dobânda cheie și în acest fel să facă euro mult mai atractiv în relație cu dolarul. Deci să ne așteptăm ca în un orizont de câteva luni euro și dolarul să ajungă din nou la paritate. Să ajungă din nou la același nivel. Bun, domnule Negrescu, vedem foarte bine că salariile românilor nu au crescut, nu știu, în funcție de rata inflației, de exemplu, dar salariile parlamentarilor cresc și aș vrea să vă rog să veniți cu opinie și pe acest subiect. În primul rând, ar trebui ca acești parlamentari care ne-au spus ieri că e normal să le crească salariile să ne spună de unde îl iau acești bani, pentru că din buget s-ar părea că nu există banii respectiv. La rectificarea bugetară abia s-a găsit 1,6 miliarde de lei pentru a crește niște salarii decise, a căror majorare a fost decisă în instanță. Deci, în momentul de față, nu există acești bani pentru a crește salariile acestor demnitari. Există o situație, la fel ca campania Un leu pentru Ateneu, putem să facem și noi o campanie Un leu pentru parlamentarul meu și să adunăm bani să le creștem salariile, pentru că vedem că nu mai pot trăi decât cu salarii foarte mari similare cu cele din Occident. Sau mai e o altă soluție, să-i exportăm practic, să-i exportăm o parte din aleși la Bruxelles în funcție de răspundere la nivel european, să câștige mai bine. Glumim, dar realitatea arată că, într-adevăr, din punct de vedere bugetar, anvelopa salarială nu permite în momentul de față decât din împrumuturi să creștem aceste salarii. Domnule Negrescu, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție.